familia, încotro. Sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit la emisiunea Familia Încotro. Vă invit să-l ascultați pe pastorul Gigi Cosman cu o expunere de la conferința Familia Ideală la începutul mileniului 3, care a avut loc la Biserica Metanoia din Timișoara, strada Horea numărul 29. Rolul femeii este să vegheze asupra direcției în care soțul ei merge. Cărarea este atât de îngustă încât el, cu umerii puțin mai lați, și înzestrat să facă față încercărilor și problemelor, merge înainte și ea vine imediat după el. Este ca o înaintare prin junglă. El trebuie să despice lianele, să taie buruienile, copacii din față și ea vine imediat prin locul făcut. De ce stau lucrurile așa? Pentru că Dumnezeu a creat-o pe ea cu mai multă fragilitate. Are nevoie de protecție. Încercările și greutățile care vin peste noi au efecte diferite. Efectul încercărilor și a necazurilor prin care trecem este diferit. Pentru un bărbat, când apare o problemă, ia cunoștință de ea și în următorul minut e liber. O pus-o în cutiuța lui. Pentru o femeie, problema aceea este o frământare teribilă. Simte stomacul, simte fierea, adorme târziu cu problema aceea, frământând-o, gândindu-se. A doua zi dimineața, când s-a trezit, reia întrebarea, la ce mă gândeam, cu ce mă frământam aseară, și continuă. Din pricina aceasta, Dumnezeu a dat bărbatului acea responsabilitate pentru toate deciziile, ca ea să fie liberă. Dar mergând în spatele lui, în drumul acesta spre veșnicie, la un moment dat vede că el a început să o ia rasna și atunci îl trage de mânecă și zice: măi, bărbate, în ce afacere te-ai băgat? Mai rămâi tu cinstit față de Dumnezeu dacă faci lucrul ăsta? Și în felul acesta își îndeplinește rolul de ajutor potrivit. Spuneam că ajutor potrivit este la ceea ce a dat Dumnezeu bărbatului să facă, nu la ce ne imaginăm noi. Păi acum tai lemne, tu ține de lemn și o tai, că ești ajutor potrivit, nu? Poate să se manifeste ajutor potrivit prin darul ei special de a vedea lucrurile în amănunt și de a face acele lucruri din casă care îi sunt proprii, care o împlinesc și o bucură. Un bărbat niciodată nu va pricepe de ce poate să-i placă unei femei să facă șnur sau chestii din astea. Cum poate să-i placă chestia asta? Tot miș din degete acolo și să strice ochii. Nu poate să înțeleagă, dar este ceva ce ține de structura diferită a fiecăruia. Deci, cum îl poate acoperi o femeie pe bărbatul ei în această bătălie spirituală? În felul acesta, împlinind Matei 18. Și de aceea am insistat și am subliniat, mai întâi de toate, soțul și soția sunt frați în Hristos, în sângele Lui. Și după aceea sunt soț și soție. Și dacă este fratele tău, soțul tău, și dacă fratele tău a păcătuit, mustră-l între tine și el, singur. Și dacă, dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău. Dar ai grijă cum o faci. Trebuie să știi momentul potrivit în care să-l atenționezi. Momentul în care vezi că inima lui este deschisă, că primește ce-i spui. Și fă-o și spune-i. Și dați-mi voie să vă spun că e spre binele lui dacă nu te ascultă să mai iei doi sau trei frați și să te duci la el și să vorbești. Și dacă nu te ascultă, spune-l bisericii că e spre binele lui și pentru veșnicia lui. Vreo două cazuri am avut în care a venit femeia să spună, conform lui Matei 18, problema care este și pericolul în care e bărbatul ei. Știți cum se întâmplă la noi?
femeia rabdă, se preface că toate-s bune și frumoase, vine cu bărbatul ei de mânuță pe aici și zâmbește la toată lumea și când o pleca de aici, posomorâtă, cu ochii plânși, tristă și nu spune la nimeni calvarul pe care l-are în casă. Eu nu mai și amenință. Noi ne facem socoteli lumești și zicem, e rușine să-l spun. Dar dacă o fac, ce o să se întâmple cu mine? O să se repeadă la mine? L-am dat pe față? Procedura de aici este mai întâi cea a câștigării fără cuvânt. Ce podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului și purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii. Sunt femei care cred că dacă vor pune accent pe exterior, le va câștiga inima bărbaților lor. Știți când un bărbat cedează? Atunci când femeia aceea, pe care a știut-o că ori de câte ori vorbește, bate din gură, o vede dintr-o dată liniștită, cu duhul blând și liniștit, cu o inimă curată și nu-și dă seama ce s-a întâmplat. A fost o actriță de televiziune britanică, a ajuns într-o situație foarte disperată din pricina problemelor psihice care presau asupra ei, era căsătorită, era nefericită, era la cuțite cu bărbatul ei și într-o situație din asta de disperare teribilă, primește un telefon, cu gânduri de sinucidere, primește un telefon, suntem niște credincioși care asistăm oamenii și dacă dumneavoastră ați dori să fiți asistată, să vorbim despre Dumnezeu, la care ea zice nu și trântește telefonul jos. Și după ce îl trântește jos, își dă seama că ea, tocmai ea avea nevoie de asta. Cine ar fi fost oamenii? Cine ar fi putut să mă ajute? Doamne, dacă ar mai suna odată. Când cineva te refuză în felul ăsta, nu mai sună. Dar nu știu cum a făcut Dumnezeu că a sunat-o din nou. Și a zis, da, vreau să veniți. Eu nu vreau să pun vreo povară și vreo vinovăție în spinarea vreunei femei de aici, dacă este în situația să aibă soțul necredincios și să lupte pentru această relație. Apostolul Pavel zice, de unde știi tu, nevastă, că-ți vei mântui bărbatul? Sau de unde știi tu, bărbate, că-ți vei mântui nevasta? Deci noi nu putem să o facem. S-ar putea să fii de nota 10 în relația de familie și să nu poți face. Și nu te simți împovărată pentru asta. Dar dacă știi că gura ți-e prea iute și limba prea ascuțită, mai taie din ea. Omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Când asta este, te poți împodobi cu nădejdea în Dumnezeu și să te supui bărbatului tău. Dar observați, aici este un soț în momentul în care nu ascultă de cuvânt. Soluția lui Dumnezeu, în asemenea momente, este tot supunerea. Dar supunerea nu este o supunere inactivă, în care acum dacă mă calc în picioare, ce să faci? Așa mi-i rânduit. Nu această supunere, ci să cauți să devii acel duh blând și liniștit în relații, care de cele mai multe ori rezolvă lucrurile. Și apoi să-ți împlinești slujba și menirea și să verbalizezi. Eu sunt convins că Sara a fost cea care a spus lui Avram, Avrame, tu nu te crezi în Dumnezeul care te-a scos din Ur și te-a chemat pentru o slujbă specială? Și probabil Avram i-a zis, știi ce, tu să mă lași în pace și asculți de ceea ce spun. Pentru că se temea, nu asculta de cuvânt. Și atunci i-a rămas o singură posibilitate, să se încreadă în Dumnezeu, să se supună. Deci eu cred că rolul femeii este acesta. Să-l atenționeze mereu pe bărbatul ei asupra direcției în care merge.
Pentru că din pricina contextului în care trăim, deci asta este o parte. O altă parte a acoperirii este cea care am vorbit-o din Corinteni 7. Ea trebuie să aibă grijă ca el să meargă pe drumul trasat de Hristos, în urma lui Hristos. Și când nu o face, să aibă curajul să-l ajute. Pentru asta am zis bărbaților, trebuie să ascultați cu mare atenție. Pentru că s-ar putea să auziți din partea nevestelor dumneavoastră, în un moment dat, cuvinte pe care la început o să le considerați un atac. Și apoi o să vă dați seama că de fapt este vegherea lor asupra voastră. În felul acesta se face vegherea unii asupra altora în relația de familie. Nevasta trebuie să vegheze asupra bărbatului ei, să meargă după Hristos. Să trăiască cum trebuie, să-și împlinească rolul, să-și împlinească menirea, să-și ia responsabilitatea în serios, să asculte de Hristos. Vis-a-vis de soția ta, când știi că a trecut timpul, nu mai este ca acum 20 de ani și mereu ți se bagă sub nas alte modele și ți se sugerează, vezi, de așa ceva ai tu nevoie. Nevastă ta s-a îngrășat, făcut burtă, ridată. Vreau să țineți minte asta. Dacă ceva din trupul acela s-a mai deformat, au fost acolo copii aduși pe lume. Și în timpul acestui proces, cât de mult te-ai alipit sufletește. Și când te uiți cu adevărat la imaginea soției tale după ani de zile, îți dai seama că e mult mai frumoasă. Este o vorbă românească, frumusețea e până la piele. Știți ce înseamnă? Fără piele toți oamenii sunt la fel. De aceea cartea Proverbelor spune, frumusețea este trecătoare și dezmierdările înșelătoare, dar femeia care se teme de Domnul, aceea va fi lăudată. Trebuie să fii nebun, să te uiți doar la aspectul fizic și să uiți de alipirea aceea sufletească la care te cheamă Domnul. Și să uiți câtă valoare ai adunat în lăuntrul tău de-a lungul anilor, lângă nevasta ta, care se schimbă în exterior, ca și tine de fapt. Dar omul din lăuntru, înnoit, datorită dragostei și grijii tale, este tot mai frumos. Când înțelegem așa lucrurile, ne putem proteja de atacurile din jur. Vorbim despre viața de familie într-un anumit cadru. Și acest cadru este acela al faptului că suntem ființe create de Dumnezeu, că ne trăim viața în prezența lui Dumnezeu, că îi dăm socoteală lui Dumnezeu și că niciunul dintre noi nu putem să ignorăm această realitate. Am plecat apoi de la premisa că noi, cei care ne-am adunat aici, vrem să-L slujim pe Dumnezeu și vrem să ascultăm de El. Este important pentru că relația cu Dumnezeu este o relație specială, este nevoie de puterea lui Dumnezeu și este nevoie de acea iluminare a lui Dumnezeu în viețile noastre. Intenția noastră nu este să vă spunem lucruri noi, ci poate să interpretăm diferit unele lucruri vechi sau, auzind mereu lucruri vechi, dintr-o dată să devină noi pentru fiecare dintre dumneavoastră. Cel puțin așa se petrece cu mine. Sunt lucruri pe care le-am știut de foarte mult timp și la un moment dat îmi dau seama că ceea ce am auzit de 10 de ori, dintr-o dată devine ceva personal, devine al meu. Este ceva care m-a atins, care mi-a marcat viața, care mă transformă. Este ceva despre care puteam să spun oricând, o, știu,
am discutat. Da, am înțeles lucrul ăsta. Dar vine o vreme când acel lucru pe care îl știi și l-ai înțeles devine al tău. Și devine al tău în momentul în care îți transformă viața în zona aceea. Vreau să vorbesc ceva despre rolul bărbatului, aceluia care îi place să aibă întâietatea și care se poate lăuda că a fost creat mai întâi, întocmit mai întâi de Dumnezeu. Și ceea ce aș vrea să afirm este că pentru a-și împlini mandatul de conducător, soțul trebuie să iubească așa cum a iubit Hristos biserica. Porunca specifică dată bărbatului este să-și iubească soția așa cum a iubit Hristos biserica. Întrebarea care se naște din această afirmație este: cum și-a iubit Hristos biserica? Pentru că noi ne înțelegem rolul ca bărbați și înțelesul poruncii în momentul în care înțelegem ce ni se cere. Dacă ceri unui om ceva și nu-i clar ce ai cerut, cu siguranță nu vei obține ceea ce ai cerut. Și un om căruia îi se spune să facă o slujbă și nu-i clar ce are de făcut, cu siguranță nu va face ceea ce se așteaptă să facă. Deci când Dumnezeu ne spune să ne iubim nevestele, bărbații, cum Hristos și-a iubit biserica, trebuie mai întâi să explicăm ce înseamnă acest lucru. Ce înțelegeți când zicem biserică? Unii înțeleg o denominație ortodoxă, catolică, baptistă, penticostală. Alții înțeleg un anumit fel de clădire. Este o biserică de felul acela, de stil gotic sau nu știu eu cum. Când vorbim despre biserică în Scriptură, în Noul Testament, vorbim despre niște oameni față de care Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, s-a purtat într-un anumit fel, pe care i-a iubit într-un anumit fel. E foarte important să înțelegem aceasta, pentru că de înțelegerea acestor lucruri depinde cum ne vom purta ca bărbați. Primul lucru pe care l-a spune este faptul că Iisus Hristos ne-a iubit pe când eram noi încă păcătoși. În Efeseni, în capitolul 5, în versetul 2, este o poruncă dată tuturor credincioșilor, și bărbaților și femeilor. Trăiți în dragoste, este porunca. Aici zice: bărbaților, iubiți-vă nevestele. Versetul 21 zice: supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. În 22 zice: nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Amândouă poruncile sunt date la amândoi. Dacă este o poruncă specifică pentru femeie să se supună soțului ei, este aceeași poruncă pentru soțul ei să se supună soției. Supuneți-vă unii altora. Dar în mod specific se accentuează faptul că datorită structurii ei, femeia are nevoie de o protecție. Când îi se cere să se supună, nu îi se cere un lucru care o degradează și o pune pe o treaptă inferioară, ci să-și găsească locul acela în care își dezvoltă personalitatea, să găsească acea liniște și siguranță care îi dă posibilitatea să fie liniștită. Dar pentru a avea liniște și a fi protejată în relația cu soțul ei, soțul trebuie să-și înțeleagă porunca dată lui. Cea mai frumoasă poruncă este cea dată femeii, când bărbatul își înțelege rolul. Cea mai grea poruncă este dată bărbatului. În versetul 2 din capitolul 5 vreau să desprindem puțin principiul acesta, care trebuie să-l aplice și soțul și soția, dar care este accentuat apoi în porunca dată bărbatului din pricina neglijenței lui în a-și iubi nevasta. Pentru soție este mai natural și mai la îndemână să continue să-și iubească soțul. Bărbatul neglijează. Observați aici, nu zice
pentru a fi fericiți, vă îndemn, ar fi bine, ar fi recomandabil să trăiți în dragoste. Cuvântul lui Dumnezeu ne poruncește, este un imperativ. Trăiți în dragoste. Și este ciudată porunca într-un fel, ea este adresată nu numai în contextul familiei, soț, soție, ci voi ca și comunitate de oameni credincioși trăiți în dragoste. Și nu poți să alegi să zici pe cutare îl iubesc și pe cutare nu îl iubesc. Pentru că este o poruncă în care trebuie să dovedim dragoste unii față de alții într-un mod reciproc. Acum, aceasta este porunca, trăiți în dragoste și apoi urmează explicația. După cum și Hristos ne-a iubit. Deja am termenii în care definez ce înseamnă să trăiesc în dragoste. Dacă te uiți în dicționarul explicativ al limbii române, dragoste este definit ca fiind un sentiment amoros, legătură sexuală. Asta este numit dragoste în dicționarul explicativ al limbii române. Dacă te uiți după acest dicționar, este deosebit de sărăcăcios. Nu surprinde elementele esențiale ale ceea ce a intenționat Dumnezeu să fie dragostea. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit. Înseamnă că există un termen de comparație din care îmi iau învățătura și îmi corectez modul meu de a iubi. Dacă v-aș întreba și v-aș spune pe dumneavoastră să scrieți ce înseamnă dragoste, ce înseamnă să iubești, poate a scrie lucruri diferite. După cum, dacă am lărgit cercul și am dat un test oamenilor care nu sunt preocupați în niciun fel să-L cunoască pe Dumnezeu, vor da definiții și mai diferite de noi. Acum, versetul explică în ce fel ne-a iubit Hristos pe noi. Ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. Observați, dragostea lui Hristos pentru noi a fost printr-un act de dăruire de sine. S-a dat pe sine pentru noi. Dar acest s-a dat pe sine pentru noi nu este o călătorie interesantă pe care a făcut-o pe planeta Pământ, ca să vadă ce mai fac aceste ființe create și amărâte, care într-o zi mor, care se ceartă, care au o viață așa de scurtă și o duc așa de greu, își câștigă pâinea cu sudoarea frunții și nu-și mai găsesc odihna de dimineața până seara și a doua zi o iau de la capăt. N-a venit doar să facă așa un fel de excursie și să ia notă de ce se întâmplă pe pământul acesta căzut, ci versetul explică în continuare. Și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros. Acum, să nu uităm de unde am plecat. Porunca este trăiți în dragoste. Cum? Ce înseamnă aia să trăiesc în dragoste? Înseamnă să iubesc ca și Hristos. Adică să mă dau pe mine însumi. Aceasta înseamnă să trăiesc în dragoste. Dar cum să mă dau? Să mă dau ca o jertfă. Iubirea lui Hristos față de noi a fost prin moartea lui pe cruce. El s-a dat pentru noi în acest mod. S-a sacrificat. A fost răstignit. Acum uitați-vă pentru cine o face. O face pentru niște oameni mizerabili, pentru niște păcătoși, care țopăie în jurul crucii lui și strigă: dă-te jos de pe cruce dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Și strigă: i-a mântuit pe alții, acum să se mântuiască și pe el. Și în acest timp, Iisus Hristos, care se dă pentru ei, de acolo de pe cruce, uitându-se la ei, își ridică glasul spre Tatăl, zice: Doamne Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit. Observați, este vorba de relația dintre Hristos și noi. Și noi suntem cei care îi puneam cununa de spin pe cap, îl scuipam și dădeam palme să ghicească, să prorocească cine l-a lovit. Pe aici se joacă bâza, da? Jocul așa pocnește și stă ghicești, da? Vă dați seama, asta au făcut oamenii cu Fiul lui Dumnezeu. Prorocește, Hristoase, cine te-a lovit?
față de oamenii aceștia, ne spune Scriptura că modul lui Hristos de a iubi a fost că răspunsul la felul lor de a se comporta a fost moartea lui pe cruce pentru păcatele lor. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit. Cum se traduce aceasta? Trăiți în dragoste gata să vă sacrificați pentru persoana cu care sunteți într-o relație. Gata să vă jertfiți. Când? Când îi de treabă și cum se cade? Nu, când îți pune cununa de spin pe cap. Știți care este argumentul nostru? Oh, dacă s-ar purta frumos cu mine, aș fi și eu gata să fac la fel. Dar relația de aici este între Hristos care e neprihănit și noi, care suntem așa cum suntem. Cheia acestui verset este încheierea lui. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. A murit pentru noi, dar s-a dat jertfă lui Dumnezeu. Știți de ce e important? Pentru că dacă se uita la noi și cât merităm noi și ni s-ar fi dat nouă, n-ar fi fost nici cum cu putință să o facă, dar din pricina relației lui cu Tatăl a făcut-o. Tată, așa ai găsit tu cu cale și de aceea te laud. Cuvintele mele nu sunt ale mele, ci sunt ale Tatălui. Tatăl mă iubește că întotdeauna fac ce este plăcut. Tată, cum aș putea să te refuz când mi-ai cerut să mor pentru oamenii ăștia? Și din starea lor de oameni căzuți și robi ai diavolului, să-i înfiem, nu prin adopție, ci prin naștere, să devină și să dobândească natura dumnezeiască. Nu pentru că merită, ci pentru că tu, Tată, meriți. Și în fața ta nu pot să dau înapoi, pentru că n-am niciun motiv să spun nu. Mai întâi de toate, ești frate și soră în Hristos și apoi soț și soție. Și din această pricină ai o relație cu Dumnezeu. Relația ta cu Dumnezeu se exprimă în primul rând prin relația ta cu soția ta. Relația ta cu Dumnezeu se exprimă în primul rând prin relația ta cu soțul tău. Și ți se cere să iubești așa cum îți spune aici cum a iubit Hristos. Și vei zice, dar nu merită nevasta mea așa ceva. Pentru că ori de câte ori vreau să fiu bun și cum se cade, mă întâmpină cu cine știe ce vorbe, mă calcă pe nervi, mă sâcâie. E adevărat, s-ar putea să nu merite. S-ar putea să fii ipocrit când zici asta. E o altă posibilitate. Dar e sigur că Dumnezeu nu are nicio vină și nu găsești nicio pată în El decât bunătate și îndurare. Dumnezeu s-a îndurat de tine. Te-a mântuit. Ți-a iertat datoria aia mare care nu puteai ierta. Nu puteai plăti niciodată. Ar fi trebuit să fii aruncat în întunericul de afară, unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Și ești în trupul Lui, în biserica Lui și te duci spre cer, spre mântuire. Și a pus lângă tine o nevastă și ți se poruncește să o iubești. Și când zici nu merită, ridică-ți ochii spre Dumnezeu și zici, Doamne, Tu meriți, este relația mea cu Tine. Nu de dragul nevestei tale împlinești Tu porunca, ci de dragul lui Dumnezeu. Dumnezeu merită, a făcut destule pentru tine. De aceea porunca aceasta sună așa, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Stimați ascultători, aici se încheie astăzi emisiunea Familia Încotro. Vă invităm la o nouă întâlnire data viitoare. La revedere!
familia? Încotro.